Lovitură incredibilă dată de Dinamo. Jucător trecut pe la Barcelona, transferat de Câinii Roșii. Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a vorbit despre transferul fundașului central trecut pe la Barcelona, Edgar Ie. Apărătorul, care are și pașaport portughez, s-a înțeles cu Dinamo. Potrivit oficialului Câinilor, vineri ar urma să semneze contractul cu Roșii Albi. Dar cine este mai exact Edgar Ie? În prezent liber de contract, fotbalistul a fost crescut în Academia Barcelonei. A făcut pasul la echipa Marea Catalanilor și a prins 26 de minute într-un meci cu Huesca din Cupa Spaniei în 2014. În cariera lui, Edgar a mai jucat la cluburi precum Nantes, Lille, Belenenses, Feyenoord și Trabzonspor. Acesta a jucat 35 de minute în Naționala Portugaliei într-un amical cu Arabia Saudită, scor 3-0 disputat în 2017. Ulterior a ales să joace pentru Guinea-Bissau, pentru care a debutat în 2023 și a strâns 2 apariții. Stopărul este cotat la atenție, 1,7 milioane de euro pe platforma de specialitate Transfermarkt. Cea mai înaltă cotă a atins-o în 2022, când juca la Trabzonspor, aproximativ 7,5 milioane de euro. Stopărul are 2 trofee în palmares, Cupa Spaniei câștigată cu Barcelona în 2015 și o Cupa Turciei cucerită cu Trabzonspor în 2021. Credeți că Edgar o poate salva pe Dinamo de la retrogradare sau nu?